Eu zic să începem așa, cu horoscopul în această dimineață, pentru că trebuie să știm cum s-au așezat astele pentru ceea ce ne-am plănuit să facem astăzi. Da. Zici foarte bine și domnul Rămâșe nu că e foarte conștiincios, să-l vedeam așa că își lua ultimele notițe pe ultima sută de metri ca să fie perfect documentat. S-au bătut două stele. Da? Dacă ne afectează sau nu, ne spune domnul Remus. Bună dimineața! Un început de săptămână energic și optimist. În plus, se încălzește vremea, se încălzește și sufletele noastre. Nu degeaba intra luna în semnul săgetătorului, semn de foc. Și totuși astăzi nu vom judeca cu mintea, ci mai mult cu inima. Vom fi foarte atenți la dorințele celor din jur. Iată ce anunțe astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Gânduri și planuri cu bătaie mai lungă în aceste zile. Și toate par să se învârtă în jurul familiei, al copiilor. Chiar și un credit pe care l-ați avea în vedere acum ar trebui să răspundă unor nevoi legate de locuință sau de educația copiilor. Taur. Într-o relație de afaceri sunt posibile neînțelegeri pe tema unor cheltuieli sau investiții sau legate de alte aspecte financiare. Vă veți acorda timp pentru analiză și gândire. S-ar bucura ființa iubită să ajungeți pentru câteva zile la părinți, la rude ale sale, onorând astfel o invitație. Gemeni. O zi destul de aglomerată, în care veți avea de dat răspuns unor solicitări recente, invitații pentru demararea unor negocieri. Șanse bune să câștigați suplimentar în perioada următoare, de pe urma unor proiecte sau activități cu durată limitată, eventual sezonieră. Rac. Un plus de luciditate pentru voi astăzi și veți căuta să strângeți niște date, informații certe care să confirme sau nu bănuielile ale voastre. Astăzi par să vă iasă cu ușurință bani din buzunare. Există tentația de a cumpăra ceva scump, de calitate, luxos, de firmă. Leu. Sunteți în formă, în verbă, cu un magnetism remarcabil. Se poate să blufați întrucâtva și să faceți o declarație care îi va lăsa pe ceilalți cu gura căscată. Dar ar trebui să vă asigurați că în timp ecourile acesteia nu se vor întoarce împotriva voastră. Fecioară. Simțiți poate că a sosit timpul unor explicații cu ființa iubită sau să lămuriți o problemă apărute zilele trecute care a ridicat o umbră între voi. Vă doriți mai mult pentru voi și pentru ai voștri și sunteți dispuși să investiți timp și efort care să vă aducă rezultatele dorite. Balanța. Planuri, ambiții, gânduri legate de un viitor îndepărtat. Este posibil să primiți un ajutor din partea familiei și, cu ceea ce mai aveți, să vă hotărâți pentru niște reparații majore în locuință sau poate chiar să vă cumpărați una, dacă nu să o construiți. Scorpion, o audiență la un șef, exprimarea unei păreri sau unui punct de vedere, vă pot deschide drumul spre un proiect, spre o activitate ce a fost până acum întârziată. Se anunță și întâlniri importante, atât în plan profesional cât și personal. Pregătiți-vă să le faceți față cum se cuvine. Săgetător, sunt toate șansele de succes astăzi, câtă vreme aveți o țintă clară și vă concentrați asupra ei. Este o zi specială pentru voi, în care aveți un remarcabil simț de observație. Descoperiți ceva interesant, dați un sens adânc unor observații recente ale voastre. Capricorn, o perioadă de reflecție pentru voi. Vă gândiți la evenimente, la întâmplări recente, la lucruri pe care vreți să le schimbați sau să le îmbunătățiți. Sunteți pe cale de a lua hotărâri importante. Bine este să luați în calcul și un buget pentru schimbări sau reamenajări în locuință. Vărsător, doriți să faceți lucrurile în felul vostru, așa cum vă spune inima, chiar dacă ceilalți nu observă imediat preocuparea voastră pentru ei. Tratative, întrebări, strângere de informații pentru o posibilă afacere care are toate șansele de succes. Pești. Pentru negocieri importante este momentul potrivit să veniți cu ceva în plus, cu o corectare, cu un alt punct de vedere sau să îi surprindeți plăcut pe ceilalți. Ați putea intra în posesia unui act, a unei adeverințe, a unei decizii, a unei hotărâri judecătorești și să se pună astfel capăt unei situații de incertitudine. Să avem o zi bună!